Bună ziua, dragi cititori! Din nou împreună la pastila de lectură, de data aceasta cu o campanie nouă, aș putea spune, o campanie nouă inițiată de editura Herald, Școala Părinților Implicați, pentru că, după cum știm, trecem prin această perioadă. O perioadă, de altfel, foarte provocatoare pentru relațiile părinți-copii și atunci trebuie să venim cu niște răspunsuri la o serie de întrebări pe care părinții le pun, cum gestionăm în această perioadă relația cu copiii noștri, ce fel de activități desfășurăm pentru ca timpul să treacă poate mai ușor, la fel cum înțelegem viața emoțională a copiilor noștri, poate și partea aceasta de homeschooling, și anume lecțiile pe care le facem online de acasă, și multe, multe alte subiecte care țin efectiv de relația dintre părinți și copii. Astăzi, la pastila de lectură, la Școala Părinților Implicați, această campanie care va dura 8 zile, toate cărțile din colecția Parentaj a editurii Herald le găsiți pe site-ul editurii www.edituraherald.ro pe perioada acestei campanii. Astăzi alături de noi și mulțumim foarte mult pentru prezența la pastila de lectură Otilia Mantelers, psiholog specialist în parentaj, aș putea spune, pentru că Otilia face lucruri minunate. Chiar urmăream zilele trecute pe pagina ta de Facebook și am văzut un banner frumos despre felul în care noi ca părinți ne implicăm și găsim sau încercăm să găsim și cu ajutorul specialiștilor, bineînțeles, soluții la problemele pe care le avem sau pe care, cu care ne confruntăm în această perioadă. Astăzi, în cadrul acestei campanii, Otilia Mantelers este alături de noi. Vorbim despre două cărți și despre un autor foarte drag nou. Este vorba despre Michael Thompson, cu două titluri. Este vorba despre cartea E băiat, dezvoltarea fiului tău de la naștere până la vârsta de 18 ani. Și de asemenea tot Michael Thompson, Crescându-l pe Cain, să ocrotim viața emoțională a băieților. Această carte, E băiat, dezvoltarea fiului tău de la naștere până la 18 ani, oferă îndrumare și sfaturi pertinente, profesioniste, cu privire la dezvoltarea băieților, la viața lor psihologică, emoțională, socială, din copilăria timpurie și până la adolescență. Aș porni făcând așa un fel de switch între cele două cărți, pentru că ele tratează cam aceeași temă, tema aceasta predilectă pentru acest expert în parentaj, Michael Thompson. Băieții sunt cu adevărat diferiți de fetițe și acum o să te întreb dintr-o, să spunem, dublă, nu știu, variantă, poziție, să-i spunem, și din poziția celui care a citit, fiind iar la Herald, foarte multe cărți de parentaj, inclusiv Michael Thompson, dar și din poziția de părinte, ambii fiind, amândoi suntem părinți, cu atât mai mult cu cât eu am un fiu de 12, aproape 13 ani, iată, la vârsta, mersi mult, la vârsta pubertății. Și bineînțeles că, deși noi ca părinți îi creștem pe copii sau ne dorim acest lucru, să îi creștem cu aceeași compasiune, cu aceeași empatie, cu aceeași iubire, cu aceeași toleranță, cu aceeași răbdare, se pare că fetele și băieții totuși sunt diferiți și mai contează foarte mult în cazul în care, să spunem că ai doi copii, și contează și faptul că băiatul este mai mare decât fata sau invers, este mai mic. Da, așa este. Într-adevăr, cum ai spus tu, nu cred că există vreo persoană care să se îndoiască că fetele și băieții sunt foarte diferiți. Ei sunt diferiți și genetic, în schimb, ei sunt diferiți și ca și comportamente, nu în totalitate. Da? Ce îi aseamănă este nevoia lor umană.
da? Sunt nevoile lor umane, nevoile de atașament, nevoile de afecțiune, nevoile de autonomie. Deci toate lucrurile astea, toate nevoile lor de ființă umane sunt aceleași, da? Doar cumva comportamentele lor sunt diferite. Cineva spunea, dar nu mai țin minte în ce carte, că diferența dintre creierul unei femei și creierul unui bărbat este doar de 0,0 nu știu cât la sută. Deci practic 99,90 și nu știu cât la sută suntem la fel, da, conceptual, dar acea diferență infimă ne face foarte diferiți. De ce suntem diferiți? Pentru că de-a lungul timpului, ca și comportament mai ales, de-a lungul timpului noi am avut activități diferite, da? Femeia stătea acasă cu fetița sau cu copiii mici în peșteră și aranja peștera și avea grijă de casă, pe când bărbatul se ducea la vânătoare, se ducea să aducă, nu știu, leul tăiat sau, nu știu, căprioara tăiată pentru întreg tribul. Hrana zilnică, da. Exact, da. Și atunci aceste activități, probabil că de-a lungul timpului, ne-au făcut să avem un pic comportamentele astea diferite și pe băieți, da, mai dinamici la modul general decât pe fetițe. Nu că fetițele nu sunt dinamice și nu sunt active, și ele se cațără în copac, și ele aleargă și vor să facă, și ele joacă fotbal, și lor le plac aceleași activități ca și băieții. În schimb, băieții au o mai mare nevoie de activitate, de a pleca, de tovărășie între băieți. Este clar că e o diferență uriașă, dacă să ne uităm așa, între băieți și fete. Și eu am un băiat de 13 ani jumate și am și două fete, mulțumesc, la fel. Și două fete de 11 jumate și 9 jumate și se vede diferențele dintre... Se văd diferențele între băiat și cele două fete, se văd și diferențele între cele două fete, e clar. Dar e mai mare diferența dintre băiat și cele două fete decât diferențele între ele. Ca și comportament, mă refer. Ce se întâmplă, pentru că tot pomeneai puțin mai devreme despre băiat, făcând trecerea la cartea Crescându-l pe Cain, să ocrotim viața emoțională a băieților, ce se întâmplă cu fiul, cu băiatul ajuns la pubertate? Este la mijloc altceva decât testosteronul? Aș spune că în goana după marele ideal masculin al bărbatului adevărat, copiii noștri pierd, și mă refer aici la băieți, pierd capacitatea de a se accepta pe ei înșiși. Mă gândesc, de exemplu, la un lucru care probabil că ne-a marcat, cel puțin în cazul meu și nu numai în cazul meu, ne-a marcat cumva copilăria referitor la viața emoțională a băieților și la care părinții trebuie să fie foarte atenți, să fie empatici și să înțeleagă viața lor emoțională. Datorită unei tipologii culturale, colective, eu mi-aduc aminte în copilărie și am mai auzit această sintagmă de-a lungul timpului, că băieții n-au voie să plângă. Și că cumva sunt învățați de către societate sau societatea învață părinții și părinții la rândul lor transmit acest mesaj către băieți, în ideea care până la urmă este aceea de a reprima emoțiile, pentru că până la urmă suntem cu toții ființe umane, ființe sociale și băieții n-ar trebui să-și reprime aceste emoții. Știi, celebra zicală, tu ești băiat mare, și tu mai vezi tu pe cineva că plânge, mă gândesc undeva în curtea școlii, în anii 70 ceva, 80. Nu trebuie să ai emoții, ca și cum ar fi ceva rău. Tu trebuie să fii tare, să-ți ascunzi emoțiile și aceste pattern-uri se perpetuează, apropo și de stilul de atașament sau stilul de atașament ale lui John Bowlby, lucrurile astea se perpetuează și în relațiile noastre cu ceilalți, în relațiile noastre cu semenii noștri. Faptul că el trebuie să pară tot timpul dur, care așa ca un soi de carcasă,
că nu trebuie să-și... El nu, trebuie, nu există cuvântul vulnerabil, nu există la un băiat sau la un bărbat. Da. Da. Societatea a făcut două lucruri. Probabil din teamă, ambele. Fetelor li s-a luat accesul la furie, da? Deci fetițele nu prea trebuie să se înfurie. Lor le stă bine să fie delicate, triste, fricoase și mai știu ce. Iar băieților li s-a luat accesul la tristețe, la dor, la durere. Adică e ok să ai durere, dar calea este să treci pe deasupra durerii, adică să nu prin durere. Trebuie să treci cu o armură, cum spuneai tu, cu o carcasă. Și lucrul ăsta este, desigur, dăunător psihicului băieților, pentru că ce fac ei cu aceste emoții? Adică dacă atunci când sunt mici, ei își îngroapă tristețea și frica, jucându-se pe calculator sau mai știu eu ce, mai târziu este foarte clar că ei nu pot să-și astupe emoțiile decât prin alcool și droguri și fumat. Fumatul deja nu mai e așa o problemă, pentru că toată lumea o cam face, adică nu se mai sperie părinții atât de tare de fumat, că sunt probleme și mai mari. Deci ideea este că dacă eu îi spun băiatului meu mic să nu mai plângă și să nu-și consume tristețea, să nu-i fie frică de ceva pentru că este băiat, atunci eu trebuie să știu că îi tai accesul la o bucată din el. Și cum poți tu să tai accesul decât punând așa o portiță sau așa cum spune Alice Miller în Drama copilului dotat, care e tot o carte de la editura Herald, ea asemăna reprimarea emoțiilor cu închisul lor într-un cufăr, parcă, sau într-o lădiță, așa, cu o cheie și cheia e tot pe acolo, dar se deschide lada singură. Deci e dăunător. Uite, pentru copii. Că exact. Tot era lângă mine că sunt înconjurat de cărți. Da, într-adevăr, o autoare extraordinară, Alice Miller, care chiar despre asta vorbește, despre vulnerabilitățile, despre emoțiile pe care, mai ales în cazul băieților, ei au tendința, fiind astfel învățați, să le ascundă acolo, undeva. Să nu, pentru că asta ar însemna să fii slab și vezi, băiat care este slab și vulnerabil nu mai este la fel de atrăgător, probabil, în ochii fetelor de aceeași vârstă. Da, da, ei au o cultură a băieților și au o... au un cod al lor pe care pentru ei este important să-l respecte, dar nu pentru felul în care sunt priviți de fete, ci pentru felul în care se privesc ei unii pe alții. Da? Spre exemplu, dacă eu, ca băiat, am zis mă duc să-l bat pe ăla, o fată nu să aprecieze chestia asta, dar eu nu mai pot să-mi iau cuvântul înapoi și să nu mă duc să-l bat pe ăla, pentru că tovarășii mei, că ăsta e un cuvânt de al copiilor, de al băieților din ziua de azi, tovarășii mei sau frații mei, sau mai știu eu cum își spun, da? O să zică că sunt nu știu cum. Și eu, ca părinte, pot să stau în cap să-i explic copilului că nu e bine să te bați, pentru că el este în această cultură a băieților și cumva... Vezi că băieții noștri nici nu mai au provocările care erau acum mii de ani să se ducă la război. Este clar, ei sunt construiți să se ducă la război. Nu degeaba le plac jocurile agresive pe calculator, că pot să împuște, pot să... Ei sunt construiți pentru așa ceva. Multe mii de ani ei au trecut prin asta și atunci ei acum ce pot să facă? Decât să se supere unul pe altul dintr-un nimic, că jănesc unul altuia orgoliu, să se bată, și să spere că în felul ăsta primesc și atenția fetelor. Deci asta este, ei au un cod al lor pe care ei vor să-l respecte, băieții trebuie să-l respecte. Scuză-mă că te-am întrebat. Continuă-ți ideea. Da. Iar ei, pentru că își înăbușă aceste emoții de vulnerabilitate și de, nu știu, de neputință, ei beau și consumă alcool și consumă, nu știu, și droguri, da, când se fac mai mari, pentru că atunci este acceptabil să plângi. Este acceptabil să ai o emoție, să-ți fie dor de o fată. Da? Deci băieții acceptă de la un alt băiat
că poate fi slab, doar dacă a băut ceva. Atunci e acceptabil în cercul lor. Altfel nu poți să te duci acolo fără să fi luat nimic și să începi să spui, vai ce mi-e dor de iubita mea. Sau uite că m-a părăsit și mai știu ce. Deci ei trebuie să aibă armura, iar ca să aibă voie, să-și dea voie unul altuia să le cadă armura, ei trebuie să bea sau să facă altceva. Desigur că nu asta vrem, dar cam asta se întâmplă. Noi nu vrem asta, sigur. Da, făcând cumva referire la un alt autor drag nouă, Gabor Mate, despre care am mai vorbit, apropo de dependențe, într-adevăr, în comportamentul anumitor adolescenți, să zicem, care consumă droguri, fumează sau consumă alcool, cu siguranță există și niște traume din copilărie legate mai ales de stilurile de atașament pe care le-a avut cu părinții și în mod special cu mama. Dar revenind la cele două titluri ale lui Michael Thompson, E băiat și Crescându-l pe Cain, crezi că ajungând cumva în perioada pubertății, 12-13 ani, mergând ușor spre adolescență, 15-16-17 ani, există din partea băieților, dincolo de reprimarea emoțiilor, există și un anumit, și tu puțin mai subtil l-ai semnalat mai devreme, există și un soi de teribilism al vârstei care are strict legătură cu validarea, cu apartenența la un grup. Oh, da. Da? Pentru da. Că în momentul în care un băiat de o anumită vârstă s-ar putea să facă niște acte teribiliste, poate chiar mai mult sau mai periculoase decât fumatul, drogurile sau alcoolul, pentru a impresiona. Și în felul ăsta el primește validare probabil și de la o anumită categorie a sexului feminin, a fetelor, dar primește validare și din partea băieților. Da, tu ești de al nostru, ia uite ce chestie tare a făcut, nu știu. Da, da, așa este, ei au o mare, mare nevoie de a fi acceptați și de a fi validați. Cum spuneam, ei au niște coduri care pare că s-au moștenit de la o generație la alta, doar că devin din ce în ce mai periculoase. Codurile astea de acceptare și de a intra în grup este ca un fel de ritual. Cu mai 12-13 ani, trebuie să faci ceva, domnule, nu mai poți, că nu mai ești nici băiețelul lui mama și lui tata. Te uiți la băieții ăștia un pic mai mari și vezi că au niște comportamente diferite și apare nevoia de a mă diferenția de mama și de tata. Asta e valabilă și la fete, dar la băieții și mai mult. E bine, am înțeles, tu mi-ai dat niște valori bune. M-ai crescut frumos, m-ai învățat să fiu empatic, m-ai, să zicem că l-am lăsat să fie în contact cu emoțiile lui. Da? Ei, acest băiat, oricât de bine l-o-i fi crescut eu, când intră în grup, el nu mai are nicio treabă cu valorile mele. În momentul în care, bine, depinde mult și de relația pe care o am eu cu copilul. Dacă relația este foarte solidă... La lungul copilăriei. Exact, de-a lungul copilăriei. Dacă relația este solidă, el va intra în grupul ăla, dar nu va pleca de la valorile lui de bază, gen respectul pentru femei, pentru fete, pentru că se vorbește în ziua de azi despre fete, te doare capul, băieții despre fete. Deci, cumva, și asta spuneam de procesul de diferențiere, ei intră în lumea asta și pe de-o parte ei zic, măi, eu vreau să fiu rău. Pentru că băieții răi sunt ăia care sunt căutați, domne, și de fete și de alți băieți. Și eu vreau să, ca să mă pot diferenția, întâi trebuie să spun pa la tot ce mi-ai dat tu, mama și tata, ce mi-ați dat voi. Și așa pot și eu să-mi caut singur drumul. Dar noi trebuie să încercăm să nu ne înspăimântăm de cum se schimbă copiii noștri adolescenți, băieții adolescenți, și să rămânem aproape. Și să înțelegem un pic că un băiat are mai multă agresivitate care se manifestă în exterior față de o fată. O fată, de exemplu, fata alege să-și manifeste agresivitatea în interior față de ea însăși, pe când băiatul, primul lucru, e mult mai simplu să o manifeste în exterior. Și eu vreau să fiu alături de băiatul meu
cumva înțelegând lumea asta a băieților, pe lângă faptul că e bine să citesc cărțile ale lui Michael Thompson, pentru că el a fost psiholog, el este psiholog, specializat pe băieți și pe bărbați, da? Pentru că el a observat că, în general, băieții și bărbații sunt mai puțin înțeleși. Și, și ce a mai observat el, și după am întors la ce povesteam, este că, că școlile, majoritatea școlilor, sunt făcute având fetițele în minte. Și nerespectând nevoia de mișcare și de dinamism a băieților. Păi un băiat nu poate să stea ca o fată la masă și să stea să scrie litera A sau să copieze nu știu ce de la tablă liniștit. Nu, el o să se facă, o să se întoarcă în sus, în jos, o să aibă tot felul de reacții. Nu poate să stea atât de mult liniștit cum stă o fată. Da. Probabil că numai în, mă gândesc acum, mi-a venit ideea, probabil că o educație din asta ca zonă, ușor spartană, așa mai găsim probabil în școlile militare, care sunt școli speciale pentru băieți. Pentru băieți. Da, exact, da. Școlile normale versus școlile spartane. Da. Și nu degeaba, pentru că eu am mulți adolescenți în zona în care locuiesc și sunt prieten cu băiatul meu și îi văd cum își caută, au nevoie de modele de masculinitate, au mare nevoie și mulți dintre ei, doi dintre ei știu, doi din același cartier, ca să zic așa, se duc la școala de poliție, la școala de militarie, pentru că simt nevoia de ceva masculin, de un ceva mai masculin decât au avut în viața lor. Nu mai spun că mulți copii în ziua de astăzi fac parte din familii divorțate, în care copilul stă în majoritatea timpului la mama și mai puțin la tata. Și atunci pentru acești băieți este o mare pierdere locul tatălui din viața lor. Asta vreau să te întreb. Asta era, da? următoarea întrebare. Cât de important este, apropo de modele și apropo, da, de băieți și de viața lor emoțională, cât de important, da, este contribuția, cât de importantă este contribuția sau cât de important este aportul sau cunoștințele, discuțiile pe care un tată ar trebui să le aibă cu băiatul său, cu fiul său. Cât de important? Pentru că până la urmă citeam chiar de ună zi, de fapt citeam și vizualizam, era un clip al unui prieten bun, bloggerul de relații Andrei Vulpescu, în care el spunea că niciodată, și sunt de acord cu el aici, că niciodată, oricât de bine, oricât de frumos, oricât de s-ar purta și ar crește și ar educa o mamă pe fiul său, nu va face cum ar trebui să o facă un tată. Pentru că aici e o mare diferență. Degeaba ai un tată neimplicat, non-implicat, pe care nu-l interesează viața emoțională a băiatului și el crește, adică și cu mama și fără tată și asta cam tot același lucru este, versus valorile pe care tatăl ar putea să le insufle copilului. Exact ce spuneai tu mai devreme, da? De moralitate, de respect, de, nu știu, să nu cadă în cele două extreme, probabil nici să fie extrem de emotiv tot timpul. Bun, trăiești emoția, dar să nu fie exagerat de emotiv. Exact. Sau la polul opus, să nu ai acea armură de care spuneai tu ceva mai devreme, să nu cumva să iasă să se facă o mică fisură în armură de unde să se vadă slăbiciunea sau vulnerabilitatea acelui băiat. Da. Prietenul tău, domnul Andrei Vulpescu, are dreptate. Nu poate să facă o mamă, ci trebuie să facă un tată pentru un băiat. E clar. Și se vede lucrul ăsta la băieții noștri din ziua de astăzi, care își caută tații în grupul de prieteni. Trebuie să fim foarte conștienți de treaba asta. Că un puș de 13-14 ani, 11-12, depinde, își caută un tată, da, dacă tatăl nu este implicat, dacă tata doar se duce cu el să-i cumpere două chestii și mai petrec, nu știu, habar n-am, depinde de cum o face, că poate e suficient să vadă o dată pe săptămână dacă o fac bine. Dar cred că dacă tatăl nu este prezent, băiatul
își va căuta un father figure în prietenii un pic mai mari. Mai mari, și își va lua model. Și își va lua model pe un băiat de 19 ani care bate bine. Pentru că băieții nu au nevoie doar să vadă niște valori, băieții au nevoie și de protecție. Iar ei văd, măi, lumea asta în care sunt eu acum, îs numai de ăștia cu mușchi și cu bătăi și cu așa, păi mama n-are ce să n-are cum să mă protejeze. Tata ar putea să mă protejeze, dar nu este tata. Și atunci ies să-mi caut eu un tată pe aici, să văd care mă poate proteja pe mine, cine poate să-mi țină mie spatele. Deci băieții ăștia, mie mi-e foarte milă de ei, că nu au tată, pentru că tata le dă valorile. Mama este foarte importantă pentru băiat toată viața, dar ea este importantă în primii 3 ani de viață. Ea este mai importantă decât tata, dacă e să corect, spunem. Da. După care, de la 3 ani până la 7, rolul tatălui devine din ce în ce mai pregnant, iar de la 7 ani pot să spun că tata este cel mai important, este mai important decât mama pentru un băiat. Mama, sigur, îl ascultă când băiatul plânge, îi dă, stă cu temele, da? Îi spune, hai mă băiatule, hai să facem teme, hai mă frumosul mama, hai să mai facem un alta. Deci asta e treaba mamei, dar treaba lui tatălui este să meargă la vânătoare. Treabă cu băiatul. Să meargă cu el la pescuit, să meargă cu el la sport, să facă, să petreacă timp împreună, să discute. Tata să fie curios de viața băiatului, să înțeleagă cine sunt prietenului, de ce sunt ăștia prietenului. O mamă ce poate să... Asta mi se pare totuși provocarea pentru mamele singure. Provocarea lor este să înțeleagă mecanismul de a-și căuta un alt tată în băieții răi. Și cumva să fie, să facă ce poate în toată bucata asta. Că nu prea are ce să mai facă. Nu prea are ce să mai facă. Mai poate să mai pună o limită, mai poate una, două, dar cel mai mult este, cel mai important este să meargă cu băiatul ei și băiatul să o simtă pe mamă alături. Dar nu poate să înlocuiască ce poate face tata. Cred că acest lucru este valabil, mă gândesc că acum mi-a venit ideea, cred că acest lucru este valabil și în cazul invers. Da? Ne putem imagina o fetiță, da, crescută, da, și educată de un tată. Deci, da, acea fetiță, mai ales cum spuneai tu, de la o anumită vârstă, bun, până la 3, 4, 5 ani e ok cu tata, dar de la 7, 8, 9 ani și mergând spre pubertate și apoi spre adolescență, pentru că sunt probleme de natură feminină, acea fetiță are nevoie de mamă și tatăl, cu toată știința lui și cu toată blândețea și empatia, nu va putea să înlocuiască până la urmă ceea ce poate oferi o mamă în educația unei fetițe. Foarte pe scurt, de ce ai recomandat cele două cărți pentru părinții care cu siguranță ne vor urmări și iarăși spun cu siguranță am venit cu niște sfaturi de data aceasta la această ediție a Pastilei de Lectură pentru părinții care au băieți? Aș recomanda cele două cărți în primul rând pentru că Michael Thompson este un nume de referință pentru psihologia băieților. Mie mi este ca persoană și ca om, mi este foarte drag pentru că am avut ocazia să-l cunosc personal și să-i arăt și o parte din România și să aibă și 2 conferințe în București acum mulți ani, în 2013. Deci, pe de o parte, pentru că este o persoană extraordinară, pe de altă parte, dar asta nu încălzește pe cineva care nu-l cunoaște, deci, pe de cealaltă parte, pentru că în cărțile lui sunt complete în ceea ce privește ce ai nevoie să știi despre băieți, despre viața lor emoțională, despre cât să se bage mama, cât să nu se bage mama, când să se oprească din cocoloșală și când nu, să înțeleagă puțin cultura băieților, pentru că el o descrie ca nimeni altul. Am citit și alți autori care au scris despre băieți. Eu, având băiat, am vrut să înțeleg și nefiind băiat normal. Și de asta aș spune, pentru că găsiți acolo tot ce aveți nevoie și nu sunt lucruri pe care le știm. Când o să le citim, o să zicem, măi, da, are sens ce citesc aici despre băieți și despre rolul meu ca părinte.
dar altfel nu, pentru că băieții sunt mult prea puțin studiați. Și faptul că aceste cărți, pe lângă partea teoretică, vin, așa cum spuneai și tu, și cu partea practică, soluții practice, studii de caz, care sunt foarte importante atunci când le, exact, când le citim, povești de viață, cumva poate unele mai mult sau mai puțin asemănătoare cu ceea ce am trăit noi în copilăria noastră sau cu problemele cu care noi ne-am confruntat în educarea propriilor noștri băieți, propriilor noștri fii. Și cu atât mai mult acest lucru face ca aceste cărți să fie într-adevăr foarte utile cititorilor și cu precădere părinților de băieți. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre două cărți, E băiat, Dezvoltarea fiului tău de la naștere până la vârsta de 18 ani, Michael Thompson, și de asemenea tot de Michael Thompson, Crescându-l pe Cain, să ocrotim viața emoțională a băieților, două cărți publicate în colecția Parentaj a editurii Herald. Nu uitați de campania despre care v-am vorbit la începutul acestei ediții, campania Școala Părinților Implicați, campanie care va dura 8 zile. Noi în fiecare zi vom veni cu alte subiecte, vom veni cu alți invitați speciali, vom veni cu alte cărți pe care, din această colecție din Parentaj, pe care vi le vom recomanda, și încercăm pe cât posibil, mai ales în această perioadă, încercăm să venim cu sfaturi cât mai practice, pe lângă recomandarea cărților, legate de felul în care gestionăm cât mai bine relația cu proprii noștri copii. Și cum spunea Otilia Mantelers puțin mai devreme, timpul acela de calitate, da? Deci puțin cât este, dar important este să ne conectăm, să fim tot timpul conectați la viața emoțională a copiilor noștri. Otilia Mantelers, mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. Dragii noștri, a fost Otilia Mantelers, psiholog și specialist în parentaj. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Pastila de lectură pe aceleași subiecte din colecția Parentaj a editurii Herald. Mulțumesc, să aveți o zi frumoasă în continuare. La revedere!